Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați răspuns pozitiv invitației făcute de Primăria Municipiului Roma. Pe de o parte, pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a ne cunoaște noi ca și autoritate publică locală, pentru a vă cunoaște problemele. Și, bineînțeles, ne-am dorit să venim în sprijinul dumneavoastră și cu o serie de informații utile, atât în ceea ce privește poate dorința unora dintre dumneavoastră de a reveni acasă și posibilitățile de deschidere a unor activități economice, sursele de finanțare care vă pot sta la dispoziție și, de asemenea, ceea ce poate să facă autoritatea publică locală pentru dumneavoastră, pentru a reveni acasă. Îmi doresc astăzi să avem un dialog cât mai deschis, să ne lipsim de formalități și toate problemele pe care dumneavoastră le aveți să le ridicați și împreună cu colegii mei, cu colaboratorii mei, cu invitații de astăzi să încercăm pe cât posibil să vă răspundem cât mai multor dintre solicitările dumneavoastră, problemele dumneavoastră, să vă facem cunoscute și eforturile pe care le facem noi ca și autoritate publică locală pentru a oferi servicii de calitate tuturor celor care apelează la serviciile publice ale municipiului Roma, astfel încât să existe o satisfacție cât mai mare în rândul cetățenilor. Și un foarte mare accent îl vom pune în perioada imediat următoare în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice, astfel încât să cât mai mulți dintre dumneavoastră să puteți avea acces și posibilitatea de a depune o serie de documente online și, de asemenea, de a putea să primiți online aceste documente. Aceasta pe lângă celelalte servicii care au fost deja implementate, serviciul de programare online la cărțile de identitate, serviciul de programare online pentru programarea căsătoriilor și așa mai departe, încetul cu încetul, să încercăm să digitalizăm, să informatizăm tot ceea ce înseamnă activitatea din primărie. În cele ce urmează, am să dau cuvântul fiecăruia dintre invitații noștri, pe de o parte pentru a se prezenta, pentru a vă spune câteva din gândurile domnilor lor, pe de o parte reprezentanți ai unui ONG, și aici ne referim la Repatriot, care poate fi un sprijin real pentru cei care doresc să se întoarcă acasă și am avut o colaborare foarte bună încă începând de anul trecut și toți cei dintre dumneavoastră care au mai avut nevoie de informații au primit aceste informații fie de la Primăria Municipiului Roman, fie direct de la Repatriot. De asemenea, avem și din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, care este organismul care se ocupă cu finanțarea, elaborarea și prezentarea proiectelor cu finanțare europeană, care poate fi de un real folos și vă spun din proprie experiență ca și autoritate publică locală, noi folosim și apelăm destul de mult la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Numai în acest an am depus 10 proiecte cu finanțare europeană, alături de alte 4 depuse anul trecut și probabil vor mai veni încă alte 3-4 proiecte care vor fi depuse. De asemenea, avem și din partea Parlamentului României și a dorit foarte mult să fie prezent alături de noi, domnul deputat Laurențiu Leoreanu, fost suprimat al municipiului Roman. Și de asemenea, ne bucurăm să-l avem alături de noi și pe domnul Viorel Badea, senator Diaspora în Parlamentul României, care de asemenea și-a dorit foarte mult să fie alături de noi. Și în cele ce urmează, am să-i dau cuvântul domnului senator pentru a ne spune câteva cuvinte din partea domniei sale.
Mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți aici. Într-adevăr, principala noastră intenție este să facem așa fel încât România să redevină atractivă pentru cei care au plecat de acasă. Pentru dumneavoastră sunt două tipuri de abordări. Sunt reprezentanți ai unor instituții publice sau reprezentanți ai mediului politic care își doresc ca românii să-și creeze un context favorabil acolo unde trăiesc ei, preferabil cât mai departe de țară, și alții care își dau seama că spre binele României este ca România să aibă capacitatea de a redeveni atractivă pentru cei care au plecat de acasă. Eu merg în diaspora, să zic așa, alături de români, cam de vreo 25 de ani. În 1999 am înființat actualul Minister al Românilor de Pretutindeni, atunci când statul român nu avea niciun fel de opțiune instituțională pentru românii plecați de acasă. Și când zic români de pretutindeni, mă refer atât la cei din Basarabia, Nordul Bucovinei, Valea Timocului, Bulgaria, Grecia, Albania și mai departe, până la România, Europa Occidentală, America și cei din Asia, până în Kazahstan sau în Japonia. Este practic o instituție care, în mod normal, ar trebui să aibă această acoperire globală, bineînțeles, în interesul românilor de pretutindeni. Ulterior, în 2008, am fost ales ca senator pentru românii de pretutindeni. De asemenea, în 2012 și în 2016, ales de pe primul loc. Practic, eu numai asta am făcut. Am stat în mijlocul românilor de pretutindeni, le cunosc foarte bine problemele și am ajuns la concluzia că unul dintre principale obiective a statului român este să ajute la reintegrarea lor în România. Și vedeți, asta, acest lucru se poate face într-o singură manieră. Se poate face mai în momentul în care instituțiile din România își schimbă profilul și încep să lucreze efectiv pentru oamenii care au plecat de acasă. Nu vă exagerez dacă vă spun că aproximativ 70% dintre românii cu care am vorbit în preumblările mele în toată lumea își doresc să revină în România. Dar bineînțeles cu niște condiționalități. Dar aceste condiționalități, așa cum știți dumneavoastră, sunt chestiuni de bun simț, chestiuni care în alte țări se întâmplă în mod firesc. Și anume, o mai bună infrastructură sanitară, o mai bună infrastructură rutieră. De asemenea, oamenii își doresc mai mult respect din partea administrației și autorităților statului. Sunt puține cazurile în care, ca și aici, la Roman, reprezentanții autorităților locale au înțeles că principalul lor rol este acela de a servi. Asta este, autorităților locale trebuie să servească, nu să fie sluși. Aici este o chestiune pe care trebuie să o... Ci să servească. Ministrul, după cum știți și dumneavoastră, vine din latină și înseamnă administrator. Guvernul trebuie să administreze. Dar trebuie să administreze, bineînțeles, în interesul cetățenilor. Nu vor lucruri extraordinare românii pentru a se întoarce acasă, vor lucruri firești. Iar ceea ce facem noi aici, ceea ce face repatriotul, este tocmai această chestiune de a încerca să transmită un semnal și către autorități, și către românii care vin din afară, pentru a se intra într-o stare de normalitate. Unii dintre dumneavoastră probabil sunteți oameni de afaceri. Vreau să vă spun că cea mai mare problemă contemporană a mediului de afaceri în România este lipsa resurselor umane. Știți bine că sunt plecați aproape 5 milioane de români în afară. Cea mai mare parte dintre ei sunt oameni calificați. Noi ce facem în momentul acesta? Văd că se dau ordonanțe de guvern prin care se solicită creșterea contingentului de lucrători din Asia, din Vietnam, din Bangladesh, nu știu, Pakistan, habar n-am din ce alte zări, când noi am putea să ne reîntoarcem cu fața către românii plecați de acasă și să comunicăm mai bine cu ei, să le spunem care sunt oportunitățile, fie oportunități de afaceri, fie oportunități de lucru în România, pentru că, într-adevăr, există, încep să existe multe oportunități. Știți cât câștigă un tractorist în România? 1.000 de euro. Fără 1.000 de euro nu găsești un tractorist bun. De un exemplu care mi-a venit așa, random. Dar noi nu comunicăm lucrurile astea. Noi facem în așa fel încât să ne... noi, cei care decid,
încât să ne izolăm de ce plecați de acasă. Ori, ceea ce este important pentru România în acest moment este să își redeschidă ușile pentru cei plecați de acasă, să îi încapă și pe ei. Eu zic că acesta trebuie să fie un proiect de căpătâi pentru orice administrație care guvernează sau care va guverna România de aici în 20 de ani. Practic de la asta trebuie să înceapă. Vă mulțumesc pentru că ne-ați găzduit, domnule primar. Mulțumesc colegului meu care, atunci când era primar, m-a servit în două momente foarte dificile, cum le numim noi momente de viață și de moarte, fără să mă întrebe foarte multe detalii. Știți cum se spune între prieteni? Dacă zici un prieten să sară, nu te întreabă de ce, te întreabă cât de sus. Mulțumesc mult, mulțumesc celor de la Repatriot pentru efortul extraordinar pe care îl fac, pentru apostolatul pe care îl fac și pentru mărturile pe care le dau, în așa fel încât să poată să întindă o mână de ajutor unor care vor să revină acasă în țara lor. Vă mulțumesc frumos! Da, vă mulțumesc și eu, domnule senator. În cele ce urmează, am să-i dau cuvântul domnului deputat Laurențiu Dan Leureanu, fost primar al municipiului Rămas. Da, mulțumesc frumos, salut, una bună ziua. Mă bucur să ne reîntâlnim, de altfel, în urmă cu ceva ani. Am declanșat acest sistem de întâlniri și mă bucur că domnul primar continuă acest obicei lansat din urmă cu 5-6 ani. Este o metodă bună în care putem comunica direct, dincolo de metodele moderne, Facebook-ul, rețele de comunicație și așa mai departe. Am avut în ultima perioadă câteva întâlniri, am să încerc să completez ceva din ce a spus domnul senator foarte bine și foarte aplicat, mai ales că domnia sa a fost și noi, în general, reprezentanții forțelor de dreapta, am fost ocupați în ultima perioadă cu ceea ce s-a întâmplat și în Republica Moldova și avem o atenție majoră acolo vis-a-vis de alegeri de la Chișinău. Probabil ați văzut ce abuzuri sunt acolo și ce presiuni sunt acolo asupra românilor. Și am avut o întâlnire împreună chiar cu domnul senator la București, cu reprezentanții din mai multe țări. Unul dintre dânsii se află chiar aici, din Grecia, nu? Și am purtat discuții amicale, dar și pline de substanță, reușind acolo să catalizăm și anumite propuneri, anumite idei. Una dintre ele fiind și aceea cu privire la cetățenii români cu domiciliu în străinătate, cu privire la obținerea actelor și știți că am discutat și o să încercăm să și aplicăm în sesiunea parlamentară care urmează, pentru ca lucrurile bune, ideile care se coagulează să se și materializeze în demersuri legislative care să vină în sprijinul românilor plecați. Și de asemenea, într-un periplu pe care l-am avut în Marea Britanie, am avut o întâlnire cu români din Dublin. O întâlnire chiar efervescentă și plină de satisfacție, pentru că probabil eu am să vă uimesc prin ceea ce am să spun acum. Am trăit cu toții în 50 de ani de comunism, o presiune asupra cetățeanului, unii poate sunt nostalgici, eu n-am fost și n-am să fiu niciodată, și trăind într-un mediu închis, ermetic, automat că odată cu apariția democrației s-a creat și acel debușeu, s-a creat și acea dorință de a vedea cum trăiesc și alți semenii noștri din alte țări, chiar și de pe alte continente. Era firesc să se întâmple așa, pentru că România, fiind blocată cu privire la circulația persoanelor, doar pe acest domeniu vreau să mă refer, sigur că era dorința de a ști și de a cunoaște. Din păcate, odată cu persoanele de bună credință, specialiști, profesioniști, meseriași, oameni de caracter, patrioți, au plecat și oameni care fac mai puțin cinste românilor și României. Așa se întâmplă, dar niciodată acum pentru o molie de pe o haină nu se aruncă haina pe foc. Pentru că, din fericire, avem și foarte mulți români care ne fac cinste.
de la înalți specialiști, profesori universitari, medici, oameni care aplică în domeniul tehnic, oameni care conduc instituții, care conduc studii, cercetări, doctorate în străinătate, oameni care aplică în diverse domenii de activitate ca și meseria și care fac cinste celor care i-au format, dar și țării din care au plecat, au creat până la urmă un flux biunivoc. În sensul în care au mers și au văzut ce se întâmplă acolo, dar au fost și principalii exponenți a aducerii unor practici de dezvoltare, de modernitate pentru România. Pentru că până când instituțiile, care în general au o inerție mai mare, își desfășoară activitatea mai greoi, au intrat într-un eșalon de avangardă, deja prin cei care au plecat s-a creat un plus pentru țară. Sigur, păstrând acest sacrificiu al pionieratului celor plecați, care sunt departe de casă, departe de familie, de multe ori departe de soție sau de soț sau de copii, cu riscul sacrificiului unor familii. Aceste lucruri s-au întâmplat, dar trebuie să vedem și lucrurile bune care s-au realizat și în care dumneavoastră, ca și reprezentanți al românilor din diaspora, aveți un merit deosebit și pentru care vă mulțumesc în mod direct, personal, dar și ca reprezentant a instituțiilor în care lucrez. Sigur că cu trecerea timpului aceste lucruri au intrat într-o osmoză. Ele au început să se echilibreze și chiar dacă România nu se ridică în momentul de față ca și servicii, ca și atitudine, ca și infrastructuri de sănătate, școlară, rutieră și așa mai departe, transport, comunicații, la nivelul Angliei, la nivelul Franței, ca să dau doar câteva exemple și multe altele, încearcă, se străduie și vine și ea din spate. Mai greu, cu o inerție mai mare, și aici, dacă am vorbit de plusul adus, acum vorbesc și de minus, pentru că unii avem o convexitate, avem și o concavitate, extremele atrag extreme, în principiu al matematicii, și sigur este minusul lăsat, golul rămas prin plecarea specialiștilor meseriașilor și ne lovim într-adevăr de resursă, lipsa resursei umane și, cum spunea domnul senator, sunt unele idei, pentru că nu sunt împărtășite de toată lumea, a vectorizat către partea asiatică. China, Filipine, Nepal și așa mai departe, Bangladesh. Când, foarte corect și foarte atent, ar trebui să ne îndreptăm către românii noștri. Acum, ca să fim corecți și cinstiți, o parte dintre ei nu se vor mai întoarce. Așa cum s-a întâmplat și cu descoperirea Americii. Au făcut acest pas, au copii, s-au cimentat, o parte s-au acomodat mai ușor, o parte s-au acomodat mai greu. Într-adevăr, mulți, așa cum am întâlnit și la Dublin, cu un grup de vreo 15 români care chiar doreau să organizeze un spectacol de 20-30 de mii de oameni români adunați din Irlanda folcloric, la care să invite artiști de marcă din România, și m-a bucurat acest lucru și au spus, domnule, dacă nu îi câștigăm mai bine, dacă suntem un pic mai implicați pe lângă biserică, pe lângă servicii sociale, am vrea să facem ceva mai mult și pentru românii de aici și pentru românii de acasă. Și chiar m-a bucurat acest demers al lor. Sunt oameni care chiar fac pași importanți. Și această efervescență, acest entuziasm m-a bucurat, pentru că creează acel arc electric, știți, ca să aprindă becul, e nevoie de acel arc electric și nevoie de cei doi poli, românii de diaspora și românii de acasă. Lucrurile se întâmplă, nu atât de repede pe cât ne-am dorit. Poate nici nu am avut cei mai potriviți oameni în anumite poziții. Vedem și acum ceea ce se întâmplă la nivel de guvernare. Vedem și semnalul de alarmă pe care dumneavoastră, românii din diaspora, l-a tras destul de viguros, destul de puternic, destul de energic, netemător, dar cu demnitate și cu onoare în același timp. Și de asemenea vreau să vă mulțumesc pentru acest demers pe care l-ați făcut. Pentru că nu e simplu
ca români plecați care lucrează, muncesc, deci în străinătate, vin acasă pentru o perioadă relativ scurtă într-un concediu, să-și sacrifice din acele zile și să meargă într-un demers democratic pentru a-și anunța o impresie, o idee, dar în același timp și o luptă manifest pentru respectarea statului de drept. E un lucru important care se întâmplă și ceea ce demonstrează că vă pasă. Asta e lucru cel mai important. Atunci când se instalează lehamitea, deja apare letargia care e soră cu moartea. Și atunci optimismul se duce în abisul pesimismului. Dar în acest moment vedem că energia este una totuși creatoare, una care dă speranță. Noi, din această energie, vrem să ne tragem și pe mai departe servă și să încercăm să fim cât mai concreți și pragmatici și să producem și noi lucruri, așa cum am spus, și discutăm. Și în următoarea sesiune parlamentară chiar ne propunem să și creăm niște produse legislative care să vină în sprijinul dumneavoastră. Alături de presiunea pe care o creăm pe guvern, permanent, pentru că vrem să se întâmple lucruri, s-a vorbit de cele 8 spitale regionale, nu s-a întâmplat nimic, s-a vorbit de autostrăzi, nu s-au inaugurat niciun kilometru de autostradă, s-au vorbit pentru 2020 de acele stadioane, pentru că vom susține și noi o parte a campionatului european. În momentul de față nici nu s-au demolat, dar pe să se înceapă construirea. Sunt niște promisiuni, niște asumări care nu sunt respectate. Rolul nostru este să fim de veghe, să creăm o presiune constructivă, astfel încât lucrurile să se întâmple. Unitățile școlare, spitalele sunt de asemenea în atenție. Dincolo de celelalte lucruri, românii doresc fapte concrete, care să aducă un plus pentru nivelul de trai. Și așa cum ne-am priceput, din experiență, din știință, din învățătură, și am făcut la nivel local, cum am crezut, dându-ne silința și interesul. La fel în parteneriat și cu actuala conducere a primăriei, dar iată și de la nivel național, încercăm să creăm pe cât se poate, cât mai repede și cât mai bine, un plus atât pentru România de acasă, cât și pentru dumneavoastră, România de pretutindeni. Vă mulțumesc, bine ați venit acasă, sănătate și doamnă știți. Vă mulțumim, domnule deputat. În cele ce urmează am să-i dau cuvântul doamnei Mirabela Miron, reprezentant Repatriot. Bună dimineața și bine v-am găsit din nou la Roman. Sunt Mirabela, sunt din Iași și fac parte din Repatriot. Nu știu dacă știți, Repatriot, o să vă povestesc în câteva cuvinte ce înseamnă Repatriot. Repatriot este un program al unei asociații din care fac parte peste 200 de oameni de afaceri, care cumulează ca și cifre de afaceri ale business-urilor lor peste 15% din PIB-ul României. Și împreună ne-am gândit să facem noi primul pas într-un ideal, în a avea o Românie mai bună. Și pentru asta facem ceea ce facem în Repatriot. Facem conferințe în România, în luna august, pentru că atunci este luna în care dumneavoastră aveți concedii și vă întoarceți acasă și vă putem privi în ochi. Și conferințe în orașele lumii, unde sunt comunități de români și unde sunt de vorbă cu dumneavoastră. De ce facem asta? Cum am spus, avem un ideal în Repatriot. Vrem o Românie mai bună și considerăm că până când autoritățile centrale o vor face, putem noi să facem câțiva pași în acestea, să le întindem noi mâna, să întindem noi mâna către ei și să le spunem că vrem împreună să construim România pentru copiii noștri. Eu sunt partea mai pragmatică din Repatriot. Sunt împreună cu colegul meu, cu Mihai Dobotar, care este ambasador Repatriot în Grecia și care luna aceasta a mers în țară cu noi, din oraș în oraș, Oradea, Cluj, multe localități. Și eu o să vă povestesc despre partea mea din Repatriot, împreună cu Primăria Municipiului Roman. Anul trecut am înființat un birou care se numește Restart Home Roman și prin care oferim consultanță gratuită. Primăria oferă, noi doar dăm un sprijin tehnic a dumneavoastră, celor care vreți să vă întoarceți prin antreprenoriat. Și nu numai. Adică, dacă vreți să vă înființați o firmă, dacă vă interesează fondurile nerambursabile care sunt acum deschise pe teritoriul României, avem și ADR-ul aici care ne poate ajuta, dacă vă interesează cum puteți lua un credit bancar, Primăria Roman are o persoană de contact și vă va pune la dispoziție toate aceste informații.
Noi din spate care Patriot doar dăm informații de tehnice acolo unde ne pricepem. Vă mai spun că acum, în acest moment, pe partea financiară, pe partea de fonduri, sunt deschise câteva linii de finanțare care vă ajută în momentul în care vreți să vă întoarceți prin antreprenoriat pentru un startup. Vorbim de Startup Nation, care se va deschide la sfârșitul lunii septembrie și care are condiții, zicem noi, bune pentru a începe o afacere. Mai sunt două programe care deja se desfășoară, Diaspora Startup, prin care puteți lua 30-40 de mii de euro de la beneficiarii de grant pentru a vă înființa o afacere. Și Startup Plusul, tot în aceeași linie, 30-40 de mii de euro pentru a vă înființa o afacere și a demara pe teritoriul României. Vreau să vă mai spun că domeniile care sunt favorizate din punct de vedere a punctajului sunt producția și ITNC-ul. Serviciile sunt punctate un pic mai slab, dar asta nu înseamnă că nu avem șanse de a câștiga grantul. Pentru cei care au deja o afacere sau vor o relocare a afacerii, vreau să vă mai spun că se va deschide linia pentru întreprinderi mijlocii, mici și mijlocii, 1 milion de euro cu 30% cofinanțare. Sunt favorizate de asemenea domeniul producției și ITNC-ului și sănătatea. Se vor mai deschide schemele de ajutor de stat, 3 milioane de euro cu 50% cofinanțare aici în Nord-Est. Și cred că pentru cei care vor să le realoce o afacere sau pentru cei care lucrează undeva în afară, și o să vă dau un caz concret, un prieten de-al nostru din Repatriot, care lucrează în industria automotivă, a reușit printr-o schemă de ajutor de stat să deschidă o fabrică de automotive în Golești. Sunt bani, trebuie doar să-i căutați și vreau să felicit pe această ocazie Primăria Municipiului Roman pentru deschidere, pentru faptul că sunt niște oameni extraordinari, pentru că au spus da autorie inițiative și nu este ușor să stai de vorbă și să te implici la nivel de primărie. Felicitări, domnule primar, pentru tot ceea ce face și mulțumim încă o dată pentru că ne-ați primit și în acest an aici la dumneavoastră acasă. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim și noi, doamna Mirabela Milon. În cele ce urmează o să-i dăm cuvântul și domnului Mihai Dobotar pentru a ne transmite câteva din gândurile domniei sale. Da, bună ziua! Mă numesc Mihai Dobotar. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru prezență și să-ți mulțumesc și administrației locale din Roman pentru deschidere. O să încerc până vă spune ceva despre mine, ca să puteți să încerc să vă dați seama și dumneavoastră de ce sunt adecuată, de ce îmi pierd timp și chiar bani pentru acest proiect care eu consider că la ora asta nu mai este un proiect, este o mișcare, acționăm cu foarte mulți oameni, prin conferințe și prin online și prin toate activitățile pe care le facem de-a lungul unui an. Eu am plecat de România cu 22 de ani, în 1996, singur, puțin supărat pe România, cum probabil foarte mulți dintre noastre ați plecat. Am luat-o foarte de jos. Sunt convins că știți fiecare cum este să începi să ții viața mâine într-o țară străină, începând cu limba, adaptare, limbă și în țări cu care m-au aceeași religie. Eu am avut norocul să ajung într-o țară. N-am ales-o, pur și simplu s-a întâmplat. Nu o să vă dau prea multe detalii ca să vă plințesc. După 3 ani de zile mi-am adus și familia. Am încercat să mă autodepășesc. Trebuia să vorbesc că mulți dintre noastre spun la fel. Am încercat să mă ridic, să fiu picioarele mele. Am ajuns asociat mai întâi într-o firmă în care lucram deja de câțiva ani. Mai târziu mi-am deschis propria afacere. Înainte de intra Comunitatea Europeană, cu probleme, era mai greu, atunci aveam un pic mai ușor. Am spus că se cere foarte mulți bani ca un cetățean a unui țări din afara Comunității Europene, era foarte dificil.
Au trecut ani, copiii mei au studiat acolo. Sunt împreună cu noi, în familie, administrăm la ora asta trei firme în Atena. Una dintre ele are, ca și specific, are specific românesc, avem un laborator de cofetărie, patiserie și simgerie românească și organizăm evenimente în procent de 90% românești. O să vă spun de ce am ajuns în Prolocorești să fiu membru în echipare patriot. Cuvântul ăsta de ambasador un pic, dar l-am așteptat, pentru că am simțit nevoia, odată cu criza din Grecia, să mă întorc fața un pic spre urmă. Am început să gândesc că s-ar putea să fiu nevoit să plec, să mă reorientez. Pierdusem foarte mult lucrări, pierdusem foarte mulți oameni. O să vă spun și că la momentul înainte de criză aveam în jur de 100 de angajați tot timpul, uneori mai mulți, alteori mai puțini, din care 70-70% erau români. În 2008 am avut o încercare, să am zis o firmă în România. Am început să testez piața, să fac tot felul de mers, am participat la cursuri în domeniul respectiv, în domeniul serviciului de curăție era intenția. Și mai puțin de 3 luni de zile m-am dat seama că nu pot să fac pasul, nu sunt pregătit. Realitatea din România era total străină. Aveam așa ceva rămășințe de înainte de 96, deja România evoluase. Și am dat seama că asta nu e un lucru rău, era tocmai, dar eu nu am fost pregătit. Am renunțat la idei. Între timp am aflat de repatriul de pe Facebook, de rețelele de socializare. Mi s-a părut interesant ideea, m-am urcat în avion, într-o zi și am plecat la România unde se ținea o conferință. Am cunoscut cu personal, am simțit că trebuie să mă implic, m-am implicat și am considerat că prin felul ăsta o să mă pot informa și o să fiu mai aproape de tot ce se întâmplă în România. Și în felul ăsta am reușit ca în momentul de față să fiu cu un pas în România. Recunosc că nu o să mă mut tot în România. O parte din afacere o să rău. O să rămân acolo, dar o parte o să le relochez în România. Ideea este că noi nu încercăm pe repatriu să vă convingem să, așa cum nici ei nu încercați cum mă convinc pe mine, să vă întoarceți. Este foarte greu să iei o hotărâre majoră a doua oară în viață, ca să fac una în momentul când ați plecat în România. Este foarte greu și pentru copiii voștri, cei care aveți copii, sunt domnii, sau o a doua schimbare nu e ușoară, iar nu poate fi dificil. Problema este că noi nu, așa cum nici mie, nu mi s-a dat de cadrul echipei, așa vă spun și eu, nu dăm rețete din succes. Noi putem mai întâi să vă susținem moral în primă fază, în momentul în care aveți o idee și aveți intenții, și mai târziu, în funcție de planurile pe care le aveți, să vă sfătim și să vă punem în contact cu experții din echipă, din toată România, pentru că avem oameni peste tot, care să vă poată ajuta în pașii următori. Deci, dacă vreți să luați ca un sfat, mai întâi ar trebui să vă vină ideea, mai apoi să luați hotărârea în familie sau cum credeți. Următorul pas ar fi să vă informați foarte bine despre tot ce înseamnă legislație, fiscalitate, absolut tot ce are legătură cu mediul de afaceri. Și după aceea să apă la asta nu. Mulțumesc că am avut aveți întrebări și la dispoziție. Da, vă mulțumim, domnule Mihai Zăbăutar. Un exemplu ca multe altele și sunt convins că experiența dumneavoastră de viață poate constitui un exemplu și pentru alții. Așa cum v-am spus, am dorit să invit alături de noi astăzi și un reprezentant al Agenției de Dotare Regională Nord-Est, cea care gestionează fondurile europene în zona aceasta a Moldovei și care poate reprezenta un partener de încredere din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, doamna Ana Ciobanu. Bună ziua! Mă bucur să fiu din nou la Roman, la săptămâna Diasporei. Noi, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, am încercat
încă de anul trecut să ne implicăm alături de cei de la Rompatriot în promovarea unor programe de finanțare care să-i ajute pe românii care lucrează în afara țării să se întoarcă în țară. Noi avem în derulare o serie de programe pentru cei care lucrează în afara țării și care doresc să se întoarcă în țară și să deschidă o afacere. Iar dacă proiectul nostru este un pic mai avansat, vă putem da informații despre alte proiecte care vă pot sprijini. Este vorba de proiecte prin care vă veți pune la curent cu legislația, așa cum bine spunea antevorbitorul meu, vă pune la curent cu legislația, cu toate problemele administrative, vă învață cum să gestionați o firmă, vă învață cum ar trebui să decurgă relația cu autoritățile, cu alți finanțatori și vă învață cum să gestionați o afacere în România. Prin aceste proiecte, noi organizăm niște cursuri gratuite de antreprenoriat, cursuri gratuite de antreprenoriat care se pot desfășura inclusiv în român, în perioada imediat următoare. Iar în urma acestor cursuri puteți să participați la un concurs de planuri de afaceri și să vi se financeze afacerea cu 32.000 de euro. Nu este o sumă foarte mare, dar este o sumă care vă poate ajuta să începeți. E o sumă pe care o puteți folosi atât pentru a achiziționa diverse echipamente, cât și pentru a vă plăti salariile. E un program care probabil în perioada, nu știu, 2-3 ani, să zic, nu va mai fi disponibil și cred că e o oportunitate pentru acei dintre dumneavoastră care doresc să se întoarcă acasă și care doresc să înființeze o firmă, să facă o afacere aici în România. Aș vrea poate să știu mai multe despre planurile pe care le aveți, ce anume aș vrea să faceți și eventual să stăm de vorbă mai pendelete după ce se termină întâlnirea. Eu și agenția stăm la dispoziție pentru orice informații legate de oportunități de finanțare și de oportunități de a vă întoarce în țară. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim, doamna Ana Ciobanu. Într-adevăr, avem un parteneriat foarte bun cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și căutăm orice motiv să colaborăm și să punem la dispoziție atât din punct de vedere logistic și să oferim sprijinul de care agenția are nevoie, dar în același timp încercăm să și recrutăm persoane care doresc să apeleze la aceste cursuri, care până la urmă se finalizează, așa cum spunea și doamna Ana Ciobanu, cu o finanțare. Acesta este, până la urmă, și rostul întâlnirilor pe care noi le facem an de an. Dorim să vă aducem pe de o parte în față exemple de bună practică, exemple ale unor oameni care au trecut prin experiențe similare ca și dumneavoastră. De asemenea, să vă aducem și specialiști la aceste întâlniri pentru a afla cât mai multe din necunoscutele care sunt sigur că vă macină pe fiecare dintre dumneavoastră și așa cum am spus la începutul întâlnirii, mi-aș dori să fie un dialog cât mai constructiv, iar pentru acest lucru am să vă rog pe fiecare, sau nu neapărat pe fiecare, dar cei dintre dumneavoastră care veți dori să aflați informații concrete, informații exacte, să ne adresați întrebări și ulterior, dacă vrem să detaliem aceste lucruri, să rămânem împreună cu specialiștii pentru a afla cât mai multe lucruri care vă pot fi utile în activitatea pe care o desfășurați. Așadar, în cele ce urmează, vă rog cei dintre dumneavoastră care doriți să aveți intervenții să o faceți cu toată deschiderea. Vă rog. Am să încerc să nu vă plictisesc cu poate scurt. Mă numesc Fagnoni. Eu am fost probabil unul dintre ultimii care au emigrat. Ați
foarte puțini ani de când am plecat în provincial. Noi n-am plecat de acasă din cauza politică sau alte chestii. Noi eram implicat în afaceri locale. Am plecat sincer din cauza secundului val de criză, că mi-a fost pierdut foarte mulți bani și am încercat în altă parte. Ce vreau să vă spun este că am avut o plăcută surpriză să aud că nu știam nimic despre domnii la repartior, nu știam nimic despre fondurile care se folosesc. Sinceramente, cred că toți avem o plică. Toți avem o plică. Nu vreau că... Vă spățiți cum vă zoriți. Toți nu este frică să ne întoarcem acasă, că poate gruma de bani pe care am reușit să o punem deoparte acolo pentru vremuri negre, sau să lichidăm afacerile de acolo, vizim acasă, să avem frică să scăpăm. Sincer, poate mare parte dintre noi și-au căpătat cetățenia, unde, țara respectivă unde au emigrat, au crescut copii acolo. Eu de 5 ani de zile copiii nu i-am mai portat acasă din 4 copii, care sunt majori. Dar ăia nici mi-au spus că nu pot să mai crește din urmă. Când vă vorbesc, îmi dau toată bine. Adică că ne-am adaptat la bine, s-o da dur, casă. E, felul în care am fost crescuți cu cazul domnul profesor, ăsta este patriotismul pe care îl simt. Legat de activitatea locală, cum se întâmplă și afară. Ar fi bine că omul care vine de afară are foarte scurt timp la dispoziție. Ar fi bine pentru persoane care își permit și cred că toți și-ar permite să se impună taxe locale care să se poată, eu știu, radopia e servicii de urgență pentru un act, pentru, știu, un pasaport, un certificat de naștere, din taxa pe care se percepe pentru urgența respectivă, să poată să fie plătit un alt funcționar, să poată să beneficieze de partea locală. Mai mult de atât, să se încerce, să nu te facă să te plimbi, mergi la taxe și să se comaseze totul. Lipsește un serox acolo, se întâmplă să nu-ți tragi un copil, să pierzi ceva. Trebuie să mergi 3-4 km, nu ai cum să parchezi mașina. Și să încerci să comaseze totul într-un punct. Aș vrea să spun multe, dar probabil mai sunt mulți care. Vă mulțumesc din suflet și mulțumesc domnului primar și fostului domnului primar că nu și-a făcut la Roma, că e... Chiar dacă stăm acolo, sufletul nu stă. Da, vă mulțumim și noi pentru cuvintele dumneavoastră și pentru sentimentul de maximă emoție pe care dumneavoastră transmis. Într-adevăr, știu că sentimentul de patriotism este unul la un nivel foarte înalt, mare pentru cei care trăiesc și locuiesc în străinătate, muncesc în străinătate. În ceea ce privește serviciile publice, într-adevăr, încă mai avem pași de făcut. Noi încercăm să venim în sprijinul dumneavoastră, așa cum vă spuneam, în ceea ce privește competențele primăriei municipiului Roma. De 4 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, funcționează sistemul de programare online pentru cărți de identitate și zic eu că funcționează foarte bine. Dumneavoastră având posibilitatea să vă programați și să primiți documentele necesare cu care să veniți la Direcția de Evidență a Populației. Mi-aș dori ca acest sistem să funcționeze și în ceea ce privește alte servicii. De aceea vă spuneam că începând cu luna septembrie vom implementa un nou soft la nivelul primăriei municipiului Roman care să permită ca o parte din actele administrative care pot avea acest regim al eliberării online fără a mai fi nevoit să mai veniți la primărie, doar printr-o singură corespondență, trimitere de documente online din partea dumneavoastră să primiți în urma elaborării acestor documente, documentul în format electronic. E drept că cel mai mare dușman al nostru în momentul de față este o legislație foarte birocratică. Chiar ieri am fost la Ministerul de Finanțe într-o întâlnire din partea Asociației Municipiilor din România,
fără în care municipiul Roman are calitatea de membru în Consiliul Director și facem eforturi pentru a-i determina pe guvernanți să înțeleagă faptul că trebuie creată o bază de date unitară la nivelul României și fiecare unitate administrativ-teritorială, fiecare instituție publică să nu mai fie obligată să solicite tot felul de documente din partea cetățenilor care se adresează și trebuie să existe un soft comun la nivel național, o platformă în care fiecare autoritate publică, fie că vorbim de cele centrale sau locale, să se logheze și de acolo mai departe să vadă documentele de care au nevoie fără a mai fi necesară acest efort din partea, în partea noastră. Ideea cea mai importantă, să știți că la nivelul primăriilor există un foarte mare, o foarte mare determinare din partea tuturor primarilor de a parcurge cât mai rapid acest proces al digitalizării. Din momentul în care vom face eforturi pentru a-i determina pe guvernanți să înțeleagă necesitatea acestei digitalizări, sunt convins că mare parte dintre problemele dumneavoastră vor fi rezolvate. Iarăși ați adus în discuție și pașapoartele și știu că reprezintă o problemă pentru dumneavoastră. Acestea țin de Ministerul Afacerilor și Internelor, dar partea bună e că și acolo am început să introduc această procedură de programare online, ceea ce iarăși vă permite dumneavoastră să aveți un acces mai facil. Partea bună, dacă vreți iarăși să ne raportăm la municipiul Roman, este că în momentul de față, dacă termenul legal de eliberare a unei cărți de identitate este 30 de zile, la noi, la Roma, nu durează mai mult de 5 zile. Deci, noi încercăm pe cât posibil, nu numai în această perioadă în care dumneavoastră veniți acasă în luna august, ci pe tot parcursul anului, încercăm să menținem un termen de eliberare a actelor cât mai scurt, astfel încât știm și noi suntem conștienți că de obținerea cărții de identitate depinde mai departe programarea pentru pașapoarte și obținerea pașaportului sau eventual a oricăror alte documente pe care dumneavoastră trebuie să le faceți. Vă rog, dacă mai sunt alte intervenții. Haideți, vă rog, trebuie să fie un dialog. Vă deschide, vă rog. Bună ziua, numele meu este Andrei Ionuț. Sunt plecat de 3 ani în Anglia. Exact cum zicea și domnul. Am plecat eu prima dată, apoi soția la câteva luni, având în vedere că exact în acela am avut și căsătoria. Țin să menționez, nu știu dacă celelalte persoane am fost și am făcut pașaportul la piatră, am aplicat online, am rămas foarte surprins, credeți-mă. Cred că am stat 10 minute și eu și soția. Cred că era o coadă de vreo 40 de persoane, având în vedere că am ajuns și târziu cu 2 minute din cauza parcărilor. Am ajuns acolo și eram ceva de genul, deci trebuie să merg în acolo la Londra. Și am întrebat pe cineva dacă a ieșit, cineva să întrebe de că am făcut programul anual și era o bătrână în fața mea și a zis, nu cred că sunt programul eu mai așa. A ieșit un domn și a spus, mi-a strigat numele și a dat ceva de genul, mă scuzați, trebuie să ajung în față. Am făcut și v-am spus, a durat 10 minute. Acum am aștept pașaportul. Deci, jos pălărie pentru chestia asta. Cum zicea și domnul Leureanu, eu pot să fac pariu că sunt mai între 4 și 6 milioane de români plecați. Am lucrat 9 ani aici într-un supermarket, nu o să dau nume. Nu ți se dă ocazia să spunem? Dacă e să facem o schimbare, trebuie schimbarea să vină de la fiecare din noi. Am început să lucrez la un restaurant, nu mi-a plăcut. M-au întrebat dacă vreau să fiu un viitor, ceva gen în, ca și în management și am spus nu, cum îmi place, era foarte cald. Soția a avut un interviu la un supermarket, a fost ceva de genul, i-a spus managerul de acolo că dacă o să am ceva probleme sau o să-l întreb pe soțul meu, dânsa a fost, wow, de ce? Și i-a explicat că a lucrat. Mi s-a dat șansa în secunda a doua, a spus, îți dau mai mult decât ce ai acum, hai la mine. Am zis, ok, nici n-am întrebat pentru ce anume. Am intrat la pază și vreau să vă spun că e, nu știu cum să vă explic, imaginați-vă, sunteți plecat și trebuie să opriți furturi făcute tot de români.
foarte multe. Echipe întregi. Mi s-a dat șansa, după 6 luni am ajuns la conducerea, mă refer la, ca și management, la un supermarket de 2 ori cât Kaufland-ul. Acum nu mai place, plec la altă companie. Cred că nici dumneavoastră am rămas mai surprins decât mi s-a trimis contractul într-un drive, pur și simplu. Eu mi-am depus datele, toate datele, am făcut o semnătură, ca și ceva gen online, am trimis-o înapoi, mi-a venit mail de confirmare că a ajuns la persoana respectivă, au semnat și ei, și mi-a venit mail înapoi cu toate datele și toate. A rămas ceva de genul, wow. Și de asta spun, nu știu, dacă în afară se poate, la noi de ce nu? E foarte greu. A început și la noi, să știți. Această practică de care spuneți, a început și la noi să se întâmple. Eu cunosc chiar personal în care s-au trimis datele, a avut loc interviu, a avut loc o punere într-o situație de soluționat și apoi în câteva zile a venit așa cum ați spus. Deci lucrurile au început să se miște, nu cu aceeași viteză, recunoaștem, dar au început să se miște. Am preferat să fac pașapoartele aici, fiindcă am calculat cu soția, a fost ceva de genul, eu până la Londra fac o oră, plătesc benzina, nu e neapărat, dacă e în timpul săptămânii trebuie să plătești o taxă, trebuie să mai și mănânci ceva, că nu poți să stai și din câte am înțeles, durează ceva timp. Și am zis, prefer să mă duc la piatra, văd și piatra, mai rezolv și alte probleme, ne și plimbăm și suntem la noi în țară, știți cum, acolo. Încă o chestie pentru dumneavoastră, v-am dat odată un mesaj pe Messenger, că după părerea mea, și cred că și ceilalți, noi urmărim foarte mult activitatea primăriei. Sunt foarte curios de felul meu. Că n-am timp liber sau 5 minute, nu neapărat mai primărie. Așa, în general. V-aș recomanda în viitor să, dacă sunt probleme sau ceva de genul, să veniți, să ieșiți în față, să spun. Asta e. V-am spus, de exemplu, eu cred că, nu știu dacă vă aduceți aminte, v-am dat mesaj în legătură cu calea ferată la ieșirea spre Iași. De exemplu, eu am luat o mașină de la cineva, dar sunt persoane care închiriază o mașină de la o companie sau ceva de genul. Ce se întâmplă dacă acea mașină se strică și se duce înapoi? Având în vedere, de exemplu, eu stau 2 săptămâni acasă și din care două zile, exact cum spunea și domnul Leoran, am mers la București, mi-a făcut timp că am spus să nu mă vreau. Soția a rămas acasă, mergea și dânsă, dar a avut niște examene. Și cred că dacă, nu știu, probabil aș sta și o săptămână, dar avem și familia și cred că e foarte important, noi pentru familie venim acasă. Nu știu dacă în momentul ăsta aș veni pentru altceva, să fiu sincer. Fiindcă sistemul lasă de dorință. Mulțumesc. Da, într-adevăr, vă mulțumim mult pentru intervenție. Vă răspund punctual vis-a-vis de acea trecere la nivel care a ferată. Ea, din păcate, este în proprietatea CFR. Noi am făcut nenumărate demersuri pentru a determina CFR-ul să facă o investiție acolo. Trebuie făcută o reparație capitală, e o problemă și de terasament și de fundație. Vreau să vă spun că în ultimii 2 ani, cred, cel puțin o dată la 2-3 săptămâni am discuții atât cu CFR cât și cu cei care operează pe acele linii. Mați voi avea din nou o discuție de data aceasta și în prezența poliției rutiere. Din păcate, din punct de vedere legislativ, nu avem pârghii sub nicio formă pentru a determina și de a sancționa într-un fel CFR-ul pentru a-l determina să realizeze acele reparații capitale. Singura soluție în cazul în care, ferească Dumnezeu, se întâmplă un eveniment pe linia de cale ferată din cauza infrastructurii, cel care plătește acest lucru are posibilitatea de a se adresa pe cale judecătorească pentru recuperarea daunelor. Eforturile noastre sunt continue, ne dorim foarte mult reabilitarea acelei zone. Pot să vă spun că în momentul de față există un agent economic, este Oscar Downstream, care are un depozit logistic de combustibil în Roman și care realizează transport pe calea ferată. El a achiziționat în momentul de față toate materialele necesare pentru reabilitarea uneia dintre cele 3 linii. Ori acest lucru pe noi nu ne mulțumește și tocmai acesta va fi rostul întâlnirii noastre de săptămâna viitoare, să determinăm CFR-ul să renunțe la celelalte 2 linii, ceilalți operatori, printr-un sistem de macaze, să folosească o linie, o singură linie de trecere la cale ferată.
Deci eforturile noastre sunt, eu am făcut demersuri atât administrative cât și publice, dar din păcate până în momentul de față nu am avut succes. Vreau să vă spun că eu sunt foarte atent la toate solicitările pe care le primesc, atât prin mesajele pe mediul online, dar și de orice natură. Mi-aduc aminte și mesajul dumneavoastră. De aceea, în momentul în care v-ați prezentat, mi-am cam adus aminte de unde vă știu, dar sunt anumite pârghii pe care, din păcate, nu le avem la demână. Vă mulțumim și mă aștept aici de zâmbândul dumneavoastră, planul de viitor, ce doriți, vă rog. Bună ziua, mă numesc Munteanu, sunt de 17 ani plecat în Italia, de 15 ani lucrez într-o funcție destul de cu mare responsabilitate într-o fabrică, numărul 1 lider mondial în sectorul vopselelor pentru lemn. Eu vin acasă de două ori pe an, familia este aici de 2 ani, băiatul studiază la Iași. Țin să felicit cu ocazia asta municipalitatea, primăria, domnul Leoreanu, pentru că de la an la an se văd pași mici, dar siguri, pentru îmbunătățirea calității și a nivelului de trai al romașcanilor. Dar, evident, la toate situațiile, cu plus mai sunt și situații în care de-aia și găsim aici să putem discuta. Eu locuiesc pe Anton Panu. Anton Panu, ultimul timp, a ajuns o stradă, ca să nu zici în bulevard, unde noaptea se fac raliuri. Am luat legătura cu cei de la poliția rutieră, eventual să fixeze un radar fix, să se mărească partea carosabilă, pentru că mașinile sunt parcate și de o parte și de alta. Probabil procesul este mai lung, care cere mult timp. Legat de problema întoarcerii românilor în orașul natal, eu sunt romașcan jet by jet. Trăiesc românește, simt românește de 17 ani și mâine m-aș întoarce acasă, cu toate că o să fie un pic cam dificil, să zic, între ghilimele de rigoare, ca să-mi dea drumul societatea unde lucrez, să mă întorc acasă. Dar mentalitatea anumitor persoane din administrația locală, din sănătate, este un pic refractară în favoarea celor care vin din afară. De multe ori ne văd și ca pe niște dușmani, efectiv. Și în trafic, pe stradă, chiar dacă încerci, eu cel puțin încerc să respect regulile de circulație și așa mai departe. Dar, în general, lumea te vede ca și nu știu cum. Și să deschizi o afacere în roman, pe hârtie poate fi ușor. Eu am încercat, mă gândesc, m-am gândit, ceva bani puși deoparte sunt, fără să apelez la fonduri europene, dar este frica. Eu am muncit pentru banii respectivi. În ce pot investi, ca eventual să pot da un salariu sigur lui și așa mai departe, și evident să am și un profit. Asta este o problemă foarte mare. Și după aceea mai este un alt aspect. Nu toți cei care vin din afară doresc sau au posibilitatea să deschidă o afacere. Sunt persoane care doresc să se angajeze, fiind domeniu privat, fiind în domeniul public. De multe ori am întâlnit situații de genul o persoană care este pregătită, chiar dacă a lucrat în afară, pus un vincol, vechime, în specialitate, 3 ani și 6 luni, 2 ani și nu știu cât. Părerea mea personală poate fi greșită. Este ceva greșit. Cum spunea și dumnealui, în afară, când te duci, eu m-am angajat 15 ani în urmă, am plecat ca și muncitor. Acum sunt chimist, șef de secție, responsabil de un laborator de rășini și așa mai departe. Problema este, tu angajezi o persoană pentru o perioadă determinată, vezi cât este de capabilă persoana respectivă, nu a priori, dacă persoana are 3 ani de vechime, i-a fost acceptat dosarul, s-a pregătit pentru tematica care a fost impusă la concurs, după care a intrat pe funcție și nu se știe cât este de validă sau nu. Părerea mea personală este că trebuie să promovăm capacitățile persoanelor care sunt cu adevărat capabile. Spunea domnul primar într-o altă situație că, într-adevăr, într-o echipă
La primărie este nevoie de persoanele cele mai bune, sunt într-o totul de acord, pregătite profesional și așa mai departe. Dar întrebarea este, cum poate o administrație publică locală să-și dea seama că o persoană X este capabilă datorită numai vechimii pe care au avut-o în funcție? Eu trebuie să testez persoana respectivă, îi fac un contract de trei. Nu pot să dau sugestii, asta este părerea mea personală, poate fi condivisă sau nu condivisă. Fac un contract de 3 luni de zile, văd în care cum se comportă persoana respectivă, după care se poate prorogat contractul. Cam asta este. Am înțeles. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc și mult pentru intervenție și am să încerc să vă răspund punctual la fiecare dintre problemele ridicate de dumneavoastră și încep cu ultima. Vreau să vă spun în primul rând că există o legislație care trebuie respectată și în funcție de organigramă și de postul pe care se scoate la concurs, există obligații legale a unei vechimi în meseria respectivă, în funcția respectivă. Și există, bineînțeles, și o metodologie de lucru. Mai mult decât atât. În momentul de față, legislația e schimbată, cred, de 5, 6, 7 ani buni. În contract există posibilitatea ca în perioada de probă, dacă nu ești mulțumit de acea persoană, poți să-i desfaci contractul de muncă fără prea aviz. Deci există legislație care să... 90 de zile, da. Concursul e clar rezultatul evaluării acelei persoane. Atât în ceea ce privește partea teoretică, partea scrisă, dar și partea de interviu, unde poți vedea, eu știu, latura mai mult practică a acelei persoane, nu numai cea scrisă. Deci pârghii de găsire a acestor persoane și de identificarea lor există. Vă spun, și aici mă refer, poate există obligații legale trepte pentru, în funcție de fiecare post scos la concurs. Dacă este deputat, nu este nevoie de vechime. Dacă este inspector superior 1, e nevoie 3 ani și 3 luni. Și tot așa mai departe. Da? Deci există niște obligații legale. Revenind la cealaltă problemă semnalată, să știți că inclusiv astăzi în ședința operativelor călătorii mei din primărie primim foarte des solicitări din partea cetățenilor de a monta acele limitatoare de viteză pe străzile din municipiul Roman. Cred eu că nu aceasta este soluția, pentru că noi am asfaltat atât de multe străzi, practic viteza, să știți că este rezultatul reabilitării drumurilor. E reversul medaliei. Noi am reparat străzile, reversul medaliei se circulă cu viteză. Ce putem să facem? Sigur că în ceea ce privește autoritatea publică locală, iarăși atribuțiile sunt foarte restrânse. Poliția rutieră este singura abilitată și care poate măsura viteza în trafic cu aparate omologate. Primăria nu poate face acest lucru. Radarele fixe au fost interzise iarăși prin lege. Da. Și tot așa e totul o problemă de legislație. Noi să ne apucăm în momentul de față, la fiecare intersecție, la fiecare trecere de pietoni, să punem de nivelări, nu cred că este constructiv pentru participanții la trafic. Adică, practic, ce am făcut? Am eliminat găurile din asfalt ca să punem alte de nivelări. Ba mai mult, vă spun, tot din experiență proprie, că am încercat în anumite zone să punem aceste de nivelări și vin mașinile de mare tonaj, trec cu viteză și se zguduie casele oameni. Deci, soluția, până la urmă, va fi tot aceea de a preveni viteza în trafic prin aplicarea acelor sancțiuni legale sau, de ce nu, și dumneavoastră știți foarte bine, acele sancțiuni mult mai mari. Deci trebuie să fie niște sancțiuni atât de mari și descurajante pentru cei care încalcă legea circulației publice, viteză, alcool, mai știu eu ce alte probleme, astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple. Și e până la urmă tot o problemă de legislație. Dacă aș putea să vin cu o sugestie, am avut și eu 18 ani și abia îmi vreau să-mi permisul. Și aș putea câștiga, cred, probabil, în viitor și niște bani. Faceți un loc special amenajat și pentru cei care ar vrea să vadă că duc mașini de lux sau ceva de genul. Nu neapărat, nu știu. Doar ca și o sugestie. Da, o pistă le-a trebuit de aeroport. Da, nu neapărat. Decât să facă prin centrul Roma, nu ar putea să facă acolo, doar o singură mașină. Dar vă rog o intervenție din partea dumneavoastră. Aș vrea să intervin și eu exact de întreprenoriat.
Antreprenoriatul presupune o doză de nebunie și o doză de risc, pentru că, la urma urmei, toți ne riscăm banii noștri. Și eu sunt antreprenoare, conduc o firmă de consultanță de 14 ani, am peste 70 de angajați acum și prin niște proiecte, cred că o să ne ducem peste 300. Sunt perioade în care am avut bani, sunt perioade în care am apelat la credite bancare. Dar pentru a ne depăși frica, și aveți foarte mare dreptate, ne este frică. Ne este frică de ce vedem în media, ne este frică de antifraudă sau fosta gata financiară, ne este frică de atac, ne este frică de birocrație. Pentru asta sunt aceste discuții, pentru acest lucru suntem noi de reparte, pentru acest lucru sunt domnii de la autoritățile publice locale și centrale, pentru a vă informa, pentru că frica o putem combate prin informație. România anului 2018 nu mai este România de acum mulți ani. Știu pentru că lucrez în domeniu. Garda financiară, actualmente antifrauda, nu mai este garda financiară din anii 2005-2004. ANAF nu mai este acea instituție birocratică în care te duci și vezi doar fețe foarte supărate. Oamenii s-au schimbat și cu toți ne dorim România să evolueze. Dar pentru a face o afacere acum, eu consider că România este o țară foarte oportună. Gândiți-vă doar la finanțările europene. În care țară din Uniunea Europeană te duci și îți dă 1 milion de euro pentru ca să deschizi o fabrică? Veniți în Roman, domnul primar vă pune la dispoziție pentru prin o concesiune sau o închiriere, nu știu, într-un parteneriat avantajos de ambele părți terenul, luați 1 milion de euro cu o cofinanțare de 30% pe care banca, în momentul în care aveți proiectul aprobat, vă dă banii pentru cofinanțare și vă deschideți fabrică. Gândiți-vă care este riscul dumneavoastră în acest context. Un 30% pentru 1.300.000 de euro pe care e pe o perioadă de 5-7 ani, cu o dobândă de 6%, cum suntem startup. Care este riscul? În legătură cu problema de voastră cu cei care nu numai decât vor să întoarcă România prin antreprenoriat, ci pur și simplu vor să-și caute un lucru mai bun, un serviciu, care să fie aproximativ recompensat într-un salariu apropiat de cel pe care le ia în sănătate. Sau măcar compensând cheltuielile de acolo, cu cheltuielile de aici, să ajungă undeva pe aproape. Ca să vă demonstrez că nu ne-am gândit și la lucrul ăsta, o să vă spun, dacă intrați pe repartă.ro, o să vedeți că câte acțiune aveți. Există un repartă.job job prin care noi promovăm, dar toate posturile, toate locurile vacante din companiile din România care ne informează și ajung la noi. În schimb, sunt autorități locale care au luat inițiativă, am fost și la Oradea și la Brașov, probabil mai sunt și altele, nu știu la Roma dacă există, care au deschis o platformă online prin care companiile mari din zonă sau firmele mai chiar mici, mijlocii, își arată disponibilitatea locurilor de muncă și atât. Singurul lucru care nu se face foarte bine, după părerea mea, este promovarea în diaspora acestor locuri. Noi am avut contacte prin domnul Marius Bostan și cu echipa de-a noastră și cu companiile de resurse umane care se ocupă cu recrutarea forței de muncă în România și ei ne-au spus că nu, au nici nu s-au gândit vreodată să promoveze aceste posturi în diaspora. De la noi, la Repatriot, acum o lună, mai puțin de o lună, două săptămâni, sunt de când cineva din America, după 18 ani, a găsit cu ajutorul nostru, nu am numele meu personal, a echipei, un post la Timișoara de manager, într-o funcție aproximativ egală cu cea care făcea stat, nici nu am salat acceptabil pentru România, punând în balanță, bineînțeles, și cheltuielile și costul zilnic, costul vieții din România. Deci avem și asemenea inițiative și proiecte. Și de asta ne și adresăm autorităților locale. Avem o chestie un an de zile. Unde am găsit deschidere, noi considerăm că fără ei noi nu te facem nimic decât să dăm sfaturi și să vorbim. Da, în completarea domnului Mihai Dobotaru, vreau să vă spun că noi în ultima perioadă am purtat discuții pentru crearea unei astfel de platforme și la nivelul primăriei municipiului Roman, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani municipiul Roman cunoaște o adevărată explozie din punct de vedere a investițiilor
și apar din ce în ce mai multe dificultăți pentru investitori, dificultăți de a găsi forță de muncă. Și atunci noi am venit în sprijinul tuturor celor care ne-au solicitat ajutorul. Chiar acum o companie nouă care urmează să deschidă în luna noiembrie la Roman un centru comercial a venit cu o caravană, ne-a pus la dispoziție spațiu, materiale, sală pentru a face interviuri și așa mai departe, tocmai în ideea de a sprijini și de a ajuta pentru găsirea de forță de muncă. Și ca un principiu corect care trebuie să existe în orice comunitate. Noi, la nivelul autorităților publice locale, trebuie să încurajăm munca. Nu trebuie să încurajăm statul degeaba. Pentru că dacă încurajăm munca, o cotă parte din acel impozit al fiecărui angajat revine la primărie. Și noi de dorim să avem cât mai mulți bani proveniți din forța de muncă. De aceea, în momentul în care vine un investitor la România, nu stă mai mult de 3 luni din momentul în care gândește un proiect până când are autorizația de construire, cu toate etapele legale, un document, un certificat de urbanism sau autorizația de construire. Nu stăm de asemenea la 30 de zile, ci dacă toate actele sunt în regulă, în 3-4 zile se eliberează autorizația. Și de aceea, cred eu, și aici interesul investitorilor pentru Roman și pentru zona Romanului, pentru că noi avem această deschidere către toți investitorii și îi ajutăm. Ne dădea exemplu unor alte localități, nu vreau să dau nume, unde un astfel de proiect pentru a-l implementa durează 2 ani pentru obținerea hârtiilor. Cu ceea ce la Roman au rămas și emirați cât de repede se întâmplă lucrurile. Și multe dintre ele fără a cunoaște pe primar. Vin, depun actele, pentru că acesta este un parcurs firesc și asta ne dorim cu toți. O comunitate în care cu toții să muncim și care să avem un proiect cât mai bun. Vreau să întăresc ceea ce a spus dumneavoastră, că aveți perfectă dreptate. Eu am întâlnit o persoană de la Bacău, nu are sens să-i spun numele, care spunea, zice, la voi, la Roma, nu se ajunge ca și Silicon Valley. Nu, asta este adevărat, pentru că, într-adevăr, se notează eforturile primăriei în tot ceea ce a spus are acoperire. Nu sunt vorbe mult. Este adevărat. Vă mulțumesc mult. Dacă mai sunt intervenții. Mă numesc Macoberi, sunt soția, locuiesc eu 15 ani în Italia. Eu lucrez într-o fabrică care construiește jeepuri și tancurile și mașinile de război. Sunt bucuros că și România, am înțeles, a fost acum de urmă și ceva delegați care pentru 200 și ceva de camioane. Soția lucrează ca asistent într-o casă de bătrâni. Și sunt de acord cu cele ce a spus dumneavoastră, cu online, cu cererile și pentru acte. Aș vrea, în schimb, și pentru asociații, dacă sunt subordonate primăriei. Asociațiile sunt ale dumneavoastră, ale proprietarilor. Sunt asociații de proprietari. Organizarea și tot ceea ce ține de bunul mers al asociației ține doar de proprietari. Atunci când sunt adunările generale, obligația este a dumneavoastră de a participa, de a vă spune punctul de vedere. Știu, înțeleg din punctul acesta de vedere, e o problemă că nu puteți fi prezenți. Și din păcate, un număr foarte mic de oameni decid asupra bunului mers al asociațiilor. Știu că și în urma unor dezbateri publice pe care le-a făcut domnul deputat Leoreanu, s-a modificat legea asociațiilor de proprietari, care va intra în vigoare din luna septembrie, și apar o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește activitatea din asociații. Însă, va rămâne mereu atributul dumneavoastră al proprietarilor. Tot ceea ce ține de condominiu și de administrarea condominiilor se face doar la nivelul asociațiilor de proprietari. S-au instituit niște obligativități în ceea ce privește constituirea fondului de rulment și a fondului de reparații, din care să se facă intervenții la condominiu. Locuim strada Veronica Micle, la locul pe lângă școala de muzică. Știți că este formă de U, de... Da. Deci, în interior, acolo sunt niște straturi, niște doi copacei de acolo. S-ar putea face niște parcări și pentru acel spațiu. Pentru acea zonă avem gândit într-adevăr un proiect pentru parcare. Știm problema din zonă și începem cu anul viitor.
vă mai dau un secret, sper, Doamne ajută să reușim să le implementăm pe toate. Prin toate proiectele pe care noi le-am pregătit, inclusiv cele cu finanțare locală și cele de la bugetul local, previzionăm ca în următorii 4 ani, deci 2019, 2020, 2021, 2022, chiar 2023, prin proiectele cu finanțare depuse, să atragem undeva în jur de 10 milioane de euro în fiecare an. Parte din acești bani vor merge și către infrastructura adiacentă blocurilor, reabilitări parcare, amenajare locuri de parcare și așa mai departe, trotuare, infrastructură rutieră și tot ce e nevoie. Deci cu raliurile s-a discutat? Cu raliurile va fi o problemă și mai mare, cum am asfaltat toate străzile din oraș, de vor referat și pe celelalte și cum e pe Anton Pan și încă Anton Pan, în următorii 2 ani va trebui să turnăm din nou cu ora asfaltică. Raliul și mai mare va fi. Este mai periculos de circulat seara pe la blocul al vostru sau pe da, se cer pe putință foarte mare. Sincer. Și vom încerca și vom face și o interpelare către Ministrul de Interne cu privire la transmiterea unor sarcini, la colaborarea Poliției Naționale, Autoritatea Publică Locală și cu monitorizarea traficului, pentru că, într-adevăr, poliția rutieră se axează mai mult pe circulația extra-urbană, da? Pe drumurile naționale. Vom, în sesiunea care va veni, ca urmare a propunerilor dumneavoastră, vom face o interpelare către Ministrul de Interne să asigure o mai bună colaborare cu Autoritatea Publică Locală și cu o monitorizare mai accentuată pe ceea ce înseamnă drumurile interurbane. Ok. Și un pic, nu știu, cred că ar fi de montat niște WC-uri, zis așa, pentru că la orice colț de bloc întregi, trebuie să fie un pic. Da, într-adevăr, aceasta este o problemă. Vreau să vă spun că, începând din acest an, am reușit să preluăm în administrare toaleta publică de aici, din spatele primăriei, care e disponibilă până după amiază tuturor celor care doresc să vină să se plimbe. De asemenea, începând de anul viitor, din primăvara anului viitor, vom mai deschide o toaletă publică în pietonalul Ștefan cel Mare, pietonal care va fi reabilitat în totalitate săptămâna viitoare. Avem toaletă publică și în parcul municipal, practic în momentul de față, începând cu anul viitor, vom avea 3 toalete disponibile în în centru, prin centru. În centru avem plasa de ce din spate. Din spatele primării. Din spatele primării. Da, da, vă dau un exemplu. Nu-i mă urmă. Duminică, la ora 10, domnul, da gardul la bloc albastru. Bănci, vorba și de educație. Vorba și de educație. Acum sunteți în Italia, eu cunosc Italia destul de bine, zic, din nord până în sud. E o țară foarte dragă. Și n-ai nici acolo din sud în suta de metri toalete, no, dar, dar e un grad ridicat totuși de civilitate și da. Educația este la bază. Intră la un bar, intră la sigur. Dacă chiar te scăpi tine. Aș vrea acum că domnul Marcovelea, că îți permiteți cât e amendă dacă te scăpi pe bloc acolo. Da, 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 da. Dar nu te mai scapi. Rica ține costănăria. Rica, coerciția. Nici nemții n-au făcut disciplină fără coerciție. Anii în urmă, în Ungaria, pe o prânz, într-o parcare pe autostradă, nu era, nu erau WC-uri cum acum. Da, da. Băi, din asta. Nu-l vedeai când apărea poliția, 50 de euro, s-a luat pe loc. Da. A doua oară te țineai până... Păi pe loc, faci pe pământul... Strecea, strecea, a doua oară strecea. Da. Da, vă mulțumim... Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, împreună cu domnul deputat și senator, pentru municipiul Roma, și vă dorim mult succes în proiectele viitoare. Oricum, venim din Italia, sunt puține orașe care la intrare sub... Sunt frumos... Prietenoase și... Cum da, te primesc? Deci, nu, orică e orașul nostru. Orică e orașul nostru, nu știu, dar... Dar nu, plăcând, nu se pare nici mai frumos. Nu vedem când venim prin casă. Pățiți și vreau să-mi pățiți că venim în concediu. Mi se umple inima de bucurie. Când ajung din concediu, oriunde te duci, tot mai bine. Sau eu când vin săptămânal de la București. Am ajuns acasă! Nu, de fapt, în satul mare, Valea Mare, toate alea... Dar la intrare, așa e. Nu, ni se pare Roma, nu cel mai frumos.
Și asta datorită primarului. Da, dacă mai sunt intervenți. Bună ziua. Da. Am văzut neapărat și un video. La fel sunt plecat și eu în Italia, după 15 ani. De 2 ani încoace mi-am luat un pământ pe strada Primăverii. Am făcut o casă, terminat-o. Și am intenția să fac o spălătorie. Doar că și strada Primăverii, nu știu, nu aparține orașului în Rom, nu știu, nu înțeleg, că nu e un trotuar, nu e nimic. Pe asta vă spun, anul viitor se va amenaja trotuarul până la sensul de generație. Păi eu am stat și dat în sensul de generație. Până acolo se va face trotuarul. Se va face? Păi anul viitor, v-am și spus. Mai în spate. Nu, se va face trotuarul. Pentru că și acolo, nu știu dacă ați fost vreodată sau ați văzut care treaba, pe acolo chiar că trec așa cu viteză. Dacă vrei să faci întrece, du-te acolo. Acolo e liber. Acum eu să vă spun o chestie. Romanul nu-i nici Milano, nici Boston. Romanul are o anumită capacitate bugetară. Vreau să vă spun că în ultimii ani Romanul s-a mișcat. Dar nu pot să termin ceea ce nu s-a făcut în 30-40 de ani și vă aduceți aminte cum arăta Romanul până prin anii 2000-2005, da? Să pot să faci. V-am spus că este un principiu în matematic al extremelor. Extremele atrag extreme. Ca și în comunism, am avut 50 de ani de deformare. Vă aduceți aminte ce a spus Brucan și toți ne-am supărat pe el, că avem nevoie de 20 de ani să ne revenim. Ia că nu e nevoie de 20, va fi nevoie tot de 50. Așa și aici, Romanul are o anumită capacitate bugetară. Acum a început să se miște. Acum este, în ultimii 6-7 ani a intrat într-o viteză, au început să vină investitorii, începe să adună buget, începe să pună în practică fonduri europene și începe să dezvolte. Ușor, ușor, toate lucrurile se vor așeza. Nu putem de pe azi pe mâine, că dumneavoastră v-ați făcut casă, nu? De ce nu v-ați făcut și un restaurant și o spălătorie? De ce nu v-ați făcut și mașinul Lamborghini? Toate da. Mai în felul următor. Am investit bani în casa aia, nu că faci casă cu 20.000-30.000, înțelegeți? Da, știu. Dar trebuie să vă orientați și la teren când l-ați luat. Păi și n-am dat destui bani și pe terenul ăla. Ați dat, v-ați dus acolo că costa mai puțin. Unde? Pe acolo? Pe 1000 de metri de 30.000 de euro. Păi aici, mai în centru, costă 100.000 de euro. Unde? Da, mă, deci din funcție... Se va face, se va face, se va face. Zona 1 pe roman, da? Deci zona 1 e și în centru, cum ar veni, înțelegeți? Nu-i zona 1 acolo. E tot, deci atâta timp cât sunt niște criterii foarte clare. E zona 1 din punctul de vedere al legislației și a utilităților. Așa. Ai canal, ai gaz, ai apă, ai energie electrică, ai asfalt, e zona 1. Legea prevede acest lucru, nu este un criteriu geografic, ci un criteriu al utilităților care sunt în zonă. Pot să vă asigur însă că anul viitor vor începe lucrările și pe strada Primăverii. Deci fără nicio problemă, acolo veți avea trotuar până în sensul giratoriu de la intersecție cu Republicii. Și inclusiv va merge mai departe cu Mihai Viteazul. Bine, așteptăm. S-a terminat acum aici cu asfaltul și se va vine cu trotuar. Nu, foarte bine că s-a făcut asfaltul. Nu, dar nu avem problema cu mașinile acum. Dacă îi trimiteți puțin, se fac puțin curățenie. Cum ați întâmplat? Dacă viteză. Unde? Stradă. Sunt boscheții cât mine. Am vrut să vă fac poză, să vă trimit. Dar acolo intrăm, cred, săptămâna viitoare la toaletate. Săptămâna viitoare. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții. Noi investim, dar vrem să fim și puțin. Corect. Așa este. Aveți dreptate. V-ați mutat definitiv în țară? Copil? V-ați mutat definitiv în țară? Nu m-am mutat definitiv pentru că nu pot să vin să țin 250 de metri de casă, 1500 de metri de pământ și vreau să-mi fac și o afacere cu ce știu, nu știu, unde să vin în țară, ce să muncesc, ce să muncesc. Deschid afacerea. Nu e că poate să-mi aducă profitul meu, nu? Eu cred că... Am afacere și afară și de-aia. Odată ce merge bine afară, prefer să mai rămân puțin timp. Da, păcat să strici ce merge. Nu putem merge la birou unic, după aia la camera 11, după aia așteaptă și plătești o chitanță de 9 lei. Jumate de oră, o oră. Din punctul ăsta de vedere, tocmai aici vreau să introducez acest nou sistem. Ce fac? Deci, da. sunt o parte din aspecte care țin de legislație și unde nu putem interveni, dar sunt și lucruri care țin de noi, de autoritatea publică locală. De aceea, pentru plata unor taxe, prin această platformă nouă pe care noi o gândim la nivelul primăriei municipiului Roman, veți putea plăti online.
E problemă pentru ăștia mai bătrâni cu platformele astea. Da, nu discutăm, mai ales că în felul ăsta nu ne mai modernizăm niciodată. Da, nu putem să ne cramponăm numai aici. Acum, în momentul de față, vreau să vă spun că marea majoritate a persoanelor pensionare primesc pensia pe card. Toți au un card acum. Sigur, mai sunt și cei foarte, foarte în vârstă, care au dificultăți. Dar nu putem acum să oprim modernizarea... Nepoți, poate au nepoți, poate au... Dar nu putem să oprim modernizarea României, că... Aia nu. E clar că... Vă dau un exemplu... Să vedem soacră mea la 80 de ani ce împărți Facebook-ul. Acum la Facebook toți se duce. Vreau să vă dau un exemplu. Estonia, am fost în această primăvară într-o listă de lucru acolo. 98% din cetățenii Estoniei au carte de identitate electronică, iar 95% din plățile din Estonia se fac online. Indiferent că vorbim de persoane juridice sau de persoane fizice. Acolo evaziune fiscală, zero. Totul se plătește online. Dar au creat acest mecanism foarte simplu. Din momentul în care ai acea carte de identitate electronică, ai introdus-o într-un dispozitiv complet de orice ar fi, te-ai logat, ești tu. Poți să faci transfer. Două lucruri nu poți să faci online în Estonia. Nu poți să te căsătorești și să transferi proprietăți. Pentru că e nevoie prezența fizică pentru a nu fi, eu știu, vicii din alte puncte de vedere. În rest, o vânzare de mașină se face online. Nu trebuie să te deplasezi nicăieri. Totul se face electronic. Bun. Acum vă mai spun un lucru. 1.300.000 de locuitori ale Estoniei. Adică e mai ușor de implementat. Da. Nimeni nu spune că nu trebuie să facem și noi pași și eforturi. Însă nu trebuie să ne cramponăm în vârste, cu toții trebuie să ne adaptăm la vremurile pe care le trăim. Da. Pentru că doar așa putem să ne modernizăm. Și de aceea, ceea ce mi-aș dori de la cât mai multe autorități publice locale, e să aibă această deschidere. Nu trebuie neapărat să chinui omul, las să vină să mă vadă pe mine primar la ochi. Da. Nu trebuie să mă vadă pe mine. Omul trebuie să aibă un acces cât mai facil, de acasă se poate. Taxele îmi doresc, deci deja în momentul de față, în ceea ce privește persoanele fizice, pe ghiseu.ro vă puteți achita taxele online. Nu trebuie să mai gândiți la primărie. La primărie, da. Iar acum ceea ce vreau să implementez este pentru această taxă. 2 lei, 10 lei, 9 lei, cât ai nevoie, ai plătit-o online, ți-ai tipărit chitanța, știi tu unde ai nevoie. Așa mergi direct. Da. Pe unii, cu chitanță și gata, nu mai stai o oră. Exact. Asta e și dorința noastră. Mulțumim. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu mai sunt, eu vă mulțumesc în primul rând pentru prezența dumneavoastră aici. Consider că a fost o întâlnire foarte productivă. Pe de o parte, dumneavoastră ne-ați încărcat pe noi cu energie și cu emoție foarte, foarte pozitivă. Ceea ce ne determină să mergem mai departe cu proiectele pe care noi le punem în practică la nivelul municipiului Roman, și aici mă refer strict la municipiul Roman. Sunt convins că și domnul deputat și domnul senator vor încerca și pe linia aceasta actului legislativ să modifice acea legislație foarte birocratică și care să vină tot în sprijinul dumneavoastră. Mă bucur de asemenea și de faptul că am reușit să transmitem mesajele și din partea Repatriot și dumneavoastră ați putut să luați contact și informații de la ei. De asemenea, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est rămâne un partener de încredere și îl recomand cu toată căldura pentru toți cei care doresc, pe de o parte, să obțină informații, pe de altă parte, să obțină finanțări. V-am făcut și câte un cadou cu câteva vederi din municipiul Roman, vederi care au fost premiate în urma unui concurs din această primăvară și ne-am dorit foarte mult să vă transmitem și o amintire din partea noastră. Una dintre ele și cu un mesaj de suflet din partea mea, iar cealaltă să o aveți pentru dumneavoastră dacă veți dori să o transmiteți ca și carte poștală cu Ivan. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă doresc ședere plăcută în continuare la Roman. Drum bun spre locurile în care fiecare dintre dumneavoastră în momentul de față trăiți și munciți și vă așteptăm mereu cu drag. Și ai vrea să le mai spun un mesaj, dacă se poate la greșit, așa. Părerea mea este că e un lucru extrem de important. Fiți activ la vot. Înțelegeți că odată la 4 ani sau la 2 ani sau cât o fi, sunteți stăpâni pe bune.
orice loc gol se umple. Iar cel mai mare păcat al zilelor noastre este indiferența. Și este unul indiferent, poți să tragă tot și rar. Am avut un coleg, de exemplu, la Sighișoara, a pierdut alegerile la un vot. Unul. Un vot e foarte important. Vedeți ce se întâmplă dacă stăm acasă. Doamne, iartă-mă, o bere și doi mici îi putem mânca și seara după ora 10. Vă mulțumesc din suflet, doamne ajută!